Această emisiune vă este oferită cu sprijinul Clinicii Nord. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de educație medicală Medicul de Gardă. Tumorile hepatice ocupă locul 6 mondial în patologiile oncologice. Aflăm astăzi cum se pot trata non-invaziv. De la domnul dr. Lulciuc Cătălin, bună ziua, medic, bună ziua. Specialist radiologie. Radiolog și cu specialitate în radiologie intervențională. Spuneți-ne așadar, în primă fază, ce înseamnă tumorile hepatice? Tumorile hepatice sunt niște formațiuni care vom explica pentru populație. Sunt niște formațiuni anormale a unui organ care se dezvoltă într-un mod accelerat față de organizarea normală celulară al locului respectiv. Tumorile pot fi benigne sau maligne. Cele benigne înseamnă că nu au o formă agresivă de dezvoltare. Adică nu sunt cancere. Când vorbim de tumorile maligne, vorbim de cele canceroase. Cele benigne au o dezvoltare lentă și nu pun viața în pericol, așa cum o fac cele maligne, și nu metastazează. Adică nu își transmit mici puiuți la depărtare în organe învecinate sau organe de la distanță. Astăzi vom vorbi despre tumorile maligne ale ficatului, adică patologia canceroasă. Și aici iarăși o vom împărți în două mari categorii. Tumorile maligne, cancerele primare, care pleacă din celule ale ficatului, și determinările secundare, adică metastazele din ficat. Care ar fi cauzele și factorii declanșatori? Să începem să vorbim despre hepatocarcinom. Hepatocarcinomul este cea mai comună tumoră malignă a ficatului. Ca și factori predispozanți, factori de risc ai hepatocarcinomului sunt virusurile hepatice, virusul hepatic C și virusul hepatic B. Această tumoră este frecvent observată la bolnavi de ciroză, care sunt pe o ciroză pe virus. Structura hepatică se modifică și în acest fel creează un teren favorabil pentru dezvoltarea unui hepatocarcinom. În afară de virusul hepatic C, s-a demonstrat că și virusul hepatic B poate facilita un teren favorabil pentru dezvoltarea astfel de tumori. Pacienții alcoolici, deci cei care duc un alcoolism sever cronic de-a lungul vieții, au o tendință de dezvoltare a asemenea formațiuni. Acestea sunt cei mai importanți trei factori de risc. În rest, orice deviere de la un stil de viață sănătos poate duce în această zonă. Dar acestea sunt cele mai importante cauze. Ca și o să merg în paralel cu formațiunile primare și cele secundare, în paralel, formațiunile secundare hepatice pot apărea în ficat ca și un pui al unui cancer primar plecat din altă parte. Printre acestea se numără cancerul de sân, cancerul de plămân, tiroidă, organe din sfera genitală, ovar, uter. Spuneți-ne cum se manifestă astfel de tumori, ce ar trebui să simtă un pacient ca să vină la medic? Ca și semne care ar trebui să ne aducă la medic ar fi scăderea în greutate, scăderea ponderală într-un termen foarte scurt, fără o dietă ținută în paralel. Icterul înseamnă îngălbenirea tegumentelor pielii și a ochilor. Deci, nu de puțin ori mai vedem câte un om mai galben la față. Acest lucru ne duce cu gândul că are o disfuncție hepatică, adică nu se drenează bila din interiorul ficatului cum ar trebui. În acest gen de formațiuni hepatice poate să fie obstruat canalul care eliberează sucul hepatic pentru dizolvarea hranei și atunci cumva toată acumularea asta excesivă ajunge în sânge și mai apoi în piele. Ce investigații putem face? Ca și investigații, prima dată, dacă apare culoarea
galben al tegumentelor, e bine să mergi la un consult de gastroenterologie. E medicul gastroenterolog care se ocupă de toată sfera aparatului digestiv. Dacă apare scădere ponderală, mergem la medicul de familie. De fapt, cred că acesta ar trebui să fie nucleul pentru orice anormalitate pe care o observăm că apare brusc. Ar trebui să ne prezentăm medicului de familie. Ar trebui să fie nodul de cale ferată pentru transmiterea pacienților către specialitățile dedicate. La o scădere ponderală, medicul de familie ar trebui să dea niște analize de laborator, să vedem dacă sunt anormalități în această zonă și în funcție de analizele de laborator de acolo și de anamneza, dialogul medicului de familie cu pacientul respectiv, îl poate orienta spre o anumită specialitate. Mai departe, specialitatea respectivă, în funcție de consultul de specialitate, trimite la sau nu pacientul la imagistică, adică un computer tomograf sau un RMN sau un mamograf în zona de sân. Momentan m-am oprit la aceste două, vorbind de patologia hepatică. Iar dacă se confirmă imagistic, după care ar trebui cumva să se confirme celula care este care afectează ficatul și atunci cumva se poate recurge la o biopsie. La hepatocarcinom, la această formă de cancer hepatic, este suficient, conform ghidurilor, să se pună diagnosticul pe analize biologice, pe analize de laborator și pe rezultatul imagistic. Dacă dorim să vedem subtipul formațiunii respective, atunci cumva se recomandă biopsie. Biopsia poate spune cu exactitate ce celulă afectează și tipul care afectează, ca mai apoi să se recurgă la tratamentul cel mai favorabil. La metastazele hepatice este la fel. Dacă punctul de plecare a fost deja identificat, nu tot timpul este necesară biopsierea metastazei hepatice. Dacă există suspiciuni că tipul de cancer primar nu ar metastaza în acel organ și se suspectează ca fiind două cancere în paralel, atunci se justifică și biopsierea metastazelor. Vorbim de tratament, sunt mai multe tipuri de tratament. Da. Ce recomandați? O să repunctez, cum repunctez de fiecare dată, cel mai bun tratament, cel care se apropie spre curativ cel mai mult, adică un tratament fără recidivă, este rezecția. Deci la orice organ unde se poate face rezecție, să se scoată tumora din primă. Asta înseamnă să o prindem în stadii incipiente. Dacă nu avem posibilitatea să facem rezecție, pentru că formațiunea respectivă este metastatică și are leziuni la distanță, sau pacientul din cauza stării de sănătate, fiind cardiac și cu alte boli asociate, nu poate trece pentru un episod chirurgical, atunci tratamentul se face conservator. Adică se merge pe tratament standard oncologic de chimioterapie, imunoterapie sau depinde de forma de cancer. Și o altă unealtă pe care o avem în lumea modernă sunt metodele minim invazive de tratare a tumorilor. Când vorbim de hepatocarcinom, vorbim de o tumoră canceroasă care se hrănește 80% spre 90% din sânge arterial. Ficatul fiind un organ care 80% e hrănit prin sânge venos. Adică funcția hepatică nu este afectată de hrana asta a sângelui arterial. Și atunci ce ne putem noi permite este să oprim circulația arterială ca tumora să se usuce și să moară. Să nu mai aibă cum să mănânce și să se dezvolte în dimensiuni. Acest lucru îl facem prin embolizare. Sunt niște microparticule, niște biluțe milimetrice și chiar micronice la anumite dimensiuni, care înfundă vasele de sânge ale formațiunii tumorale. Și accesul este ori pe braț, se face o incizie de 2 mm pe braț sau pe picior și cu niște fire și cu catetere ajungem în zona ficatului și supraselectiv oprim circulația de acolo.
Extra față de embolizare clasică, se poate face chemoembolizare, adică să dăm chimioterapeutic, adică acest tratament de chimioterapie, în loc să-l dăm sistemic în tot corpul pacientului, putem să-l dăm țintit în formațiunea respectivă, ca pacientul să aibă mai puține efecte adverse pe care oamenii le au de obicei la chimioterapia standard, și efectul chimioterapeuticului clar este mai bun fiind dat la locul potrivit. Pe lângă chemoembolizare, mai este partea de ablație. Partea de ablație este mai benefică pe hepatocarcinome dacă acestea sunt de dimensiuni mici. În principiu, hepatocarcinom ar trebui să fie sub 3 cm ca volum. Atunci, cumva, noi cu o sondă intrăm în mijlocul leziunii și ardem cu margini de siguranță leziunea respectivă. De exemplu, ea dacă are 3 cm, mergem cu margine de 3 cm jumate și ea rămâne încapsulată într-un mare focar termic care încălzește leziunea până distruge toate celulele. Apoi se monitorizează imagistic. Dacă marginile la un moment dat recidivează, atunci cumva se poate merge în combinație cu chemoembolizare și cu ablație în paralel. Se pot reablatiza zonele respective. La fel, ablația și embolizarea se poate face și pe metastaze, dar mai important este ablația, pentru că metastazele în general sunt tumori hipovasculare sau, dacă sunt hipervasculare, sunt cu vascularizația arterială minimă și atunci cumva nu merge atât de specifică embolizarea. Dar ablația funcționează destul de bine. Adică vorbim destul de bine în situația în care nu facem un tratament curativ, nu le scoatem și avem garanția că nu mai apar, dar le ținem sub control pe cele care există la un pacient în stadiu terminal, în stadiu 4. Există complicații în urma tratamentului non-invaziv? La tratamentele minim invazive există complicații hemoragice, dar minime. Trebuie să vă gândiți că tot ceea ce facem noi este printr-o incizie de 3-4 mm, 2-3-4 mm. Este practic un ac mai gros și prin acel ac mai gros se lucrează cu sondele care se biopsiază și se arde leziunea. Risc infecțios, care iarăși este minim, adică vorbind în comparație cu operațiile deschise unde se fac incizii de câțiva centimetri sau chiar laparoscopice unde există niște găuri semnificative, aici practic sunt niște înțepături de ac la piele. Deci există niște riscuri, dar sunt considerate minime în față de intervențiile clasice. Adică complicațiile ar trebui să fie sub 10%, 5% din totalul de pacienți. Ați vorbit despre tratamentul minim invaziv. Ca să nu ajungem până în punctul acesta, o metodă de prevenție mai puțin cunoscută există? E greu. Cred că trebuie un stil de viață echilibrat. Nu cred că să fii radical în ceva te poate preveni în totalitate de o formă malignă, tumorală, de o formă de cancer. Dar, într-adevăr, de exemplu, dacă vorbim de tumorile hepatice, un consum moderat de alcool este benefic, adică o bere de 400 de mililitri maxim la bărbat pe zi și 200 la femei. Un pahar de vin nu poate să dăuneze, de la 3 pahare în sus cu siguranță nu e în regulă, dacă e zilnic. Carnea roșie, în mod excesiv, s-a demonstrat că afectează mai multe tipuri de organe în patologia asta tumorală, deci cu cât mai puțină proteină animală, cu atât mai bine. Sport. S-a demonstrat că sportul ajută foarte, foarte mult, pentru că de aici este legat și psihicul, care psihicul cred că ajută cel mai mult la bolnavi oncologici. Numai cred că noi nu avem destul de mult acces în zona respectivă cât să controlăm. Dar am văzut bolnavi în stadiu terminal, pacienți în stadiu terminal care au mers mult mai bine decât unii care au evoluat pe stadiu terminal, strict că au avut psihicul tare și au reușit să treacă și de intervenții, au zis da la intervenții, au ținut un stil de viață sănătos. A
Adevărat sau fals? Biopsia poate provoca metastaze? Vorbind de biopsia tumorilor hepatice, în expresia metastazelor și a tumorilor primare maligne, rata de metastazare prin biopsie este mult, mult mai semnificativ redusă comparativ cu rata de multiplicare celulară a formațiunii tumorale în sine. Formațiunile maligne, în general, cu asta se ocupă, se hrănesc cu sânge și elimină sânge. Deci, în permanență, prin celulele tumorale, circulă sânge. Deci, șansa ca tu să inseminezi pe traiectul unui ac este mult mai mică decât inseminarea în mod natural a tumorii respective prin procesul ei natural de dezvoltare. La cât de benefică este ca să începi un tratament rapid și imediat, riscul ăsta de inseminare este nesemnificativ, aș spune așa. Deci raportul risc-beneficiu este mult în favoarea beneficiului. Când se vorbește de însămânțarea leziunilor tumorale, adică de metastazarea ei, se vorbește de anumite tipuri de leziuni, de exemplu testiculul, tumora malignă testiculară nu se biopsiază, tumora ovariană nu se metastazează pentru că sunt anumite tipuri care sunt încapsulate. Metoda de metastazare a lor este pe altă cale decât cea hematogenă de sânge și atunci cumva e bine să nu dai drumul la celula canceroasă în sânge. Dar se știu foarte bine tipurile care nu trebuie biopsiate și, în general, pe cele pe care le biopsiam, suntem într-o zonă sigură să o facem. Această emisiune v-a fost oferită cu sprijinul Clinicii Nord.